Radio Vocea Speranței. Vă salut, dragi prieteni! Suntem la emisiunea Educație pentru Viață și discutăm astăzi cu o mămică curajoasă, care a acceptat invitația de a-și relata povestea în cadrul emisiunii noastre. Este vorba despre Natalia Luncașu, care a reușit să emigreze în străinătate doar împreună cu copiii și să-și deschidă acolo propria afacere. Natalia, te salut cu căldură! Da, salutare tuturor, bună ziua! Spune-mi, te rog, în ce țară ești? Da, eu sunt în Marea Britanie la moment, chiar în Londra. A, chiar în Londra. Spune-mi, te rog, cum e timpul în Londra? Că am impresia că noi în Moldova e ca în Londra. La voi tot plouă sau? De obicei timpul e ploios și mai rece, noi ne-am acomodat, însă acum chiar savurăm câteva zile pline de soare cu 29-30 de grade. De mâine deja se răcește iar din nou, însă astăzi e frumos. Da, super, uite, ne bucurăm că la voi este soare. Natalia, spune-mi, te rog, ce te-a făcut să-ți dorești să pleci din Moldova? Sau cum au fost circumstanțele care te-au impus, poate, să pleci din țară? Deci, ce m-a făcut să plec? Greutățile care le aveam acolo în țară și... Desigur, treceam printr-o perioadă așa mai complicată, să spun, mai dificilă. Trecusem deja de divorț, divorțasem de fostul soț și eu munceam la Moldincom Bank. Așa. Și nu mi-ajungea salariul, măcar că cineva se gândea că, wow, la bancă, lucrez la bancă, trebuie să ai salariul foarte bun. Însă nu puteam să mă descurc și sora mea era aici în Londra și mai ales după divorț și ea zice, gata, vii la mine aici și să-ți schimbi viața. Da, desigur, am foarte mulți prieteni de care îmi este foarte dor, părinții, dar asta cumva nu m-a ajutat cu nimic, da, să pot trăi un pic mai bine, să pot să dau copiilor mei un viitor mai bun și am decis, am să fac o schimbare. De câți ani ești în Anglia? Da, sunt aproape de 3 ani. De 3 ani. Te-ai adaptat deja sau încă mai este de lucru? Măcar că, în ciuda faptului că mulți spun că englezii zâmbesc fals, așa. Dar să știți că englezii sunt foarte amabili, foarte amabili, deci mie mi-a plăcut foarte mult și când am venit aici așa, nu simțeam că sunt străină, da? Și asta m-a făcut așa să mă acomodez, atitudinea oamenilor, chiar și dacă nu te cunoaște, deci așa. Salută cu tine, întreabă cum ești, te simți acceptată și foarte mult ce mi-a plăcut, sunt foarte multe oportunități aici de a te dezvolta și pe plan personal, și pe plan profesional și ți se acordă ajutor, deci nu bani, dar uite, dorești să înveți, să-ți faci o carieră, poftim, aici, ai... se oferă posibilitatea și chiar dacă nu poți imediat să-ți achizi cursurile, da, la universitate sau se oferă și un ajutor ca student. Desigur, pe urmă, când începi să lucrezi, să fac recalculări, dar sunt foarte multe oportunități. Natalia, copiii ți-ai luat deodată sau mai târziu i-ai luat cu tine? Da, întâi am venit eu. Așa. Eu mă gândeam că las copiii mei cu mama și vin eu să fac bani. Așa. Dar alte planuri avea Dumnezeu cu mine. Așa. Și după un an de zile am întâmpinat niște probleme de sănătate. Și am fost nevoită să merg să iau copiii, pentru că și mama la momentul dat avea și ea probleme de sănătate și nu mai putea să mai stea cu copiii. Și într-un fel așa am fost împinsă să fac acest pas, măcar că eu niciodată nu m-am gândit să-i aduc aici, pentru că știi cum e greu
să ai grijă și de tine și de copii și chirie, școală, cheltuieli și așa mai departe. Eu m-am gândit că eu vin să fac bani și trimit la copii, îi aranjez acolo la școală. Dar da, și i-am adus aici, ambii merg la școală, cel mic merge la școală, cel mai mare merge la colegiu. Sunt ambii băieți? Și, da, da, băieți. Doi băieți, unul de 8 și altul de 17. Să vă fie sănătoși! Da, mersi foarte mult. Și ei, de asemenea, le-a plăcut foarte mult. Ăsta mai mic chiar mă învață pe mine acum engleză. Oh! Copiii se adaptează mai repede, da? Da, și spune, mamă, știi ce e asta? Știi ce e asta? Și îmi spune literă cu literă cum se scrie și super. Deci... adică să înțeleg că copiii au fost foarte, foarte receptivi la, la transferul ăsta, da? Da, da, știți, nu am avut, deci nu mă așteptam chiar să-mi spună că nu le place, chiar am văzut de la ei că sunt deschiși. Da, da. Și chiar, chiar le-au plăcut, oricum, și la școală sunt acceptați și nu este diferență de rasă sau de... profesorii sunt extraordinari, foarte amabili și... chiar se face carte, chiar dacă noi spunem că... Da, și la noi în țară se face carte, însă mie aici foarte mult îmi place că ei se axează doar pe un obiect, da? Și ei se dezvoltă în, în, se dezvoltă în acest profil și se fac specialiști. Și la noi e bine că știu și de asta, știu și de asta, dar aici se focusează total asupra doar unui material. Natalia, spune-mi, te rog, care au fost problemele cu care v-ați confruntat la început? Iată, ai luat copiii în Anglia. Au fost niște obstacole, au fost... E dificilă întrebarea? Eu totuși cred că există un Dumnezeu și tot ce s-a întâmplat în viața mea a fost după planul lui Dumnezeu. Când am venit aici, munceam foarte, foarte mult și îmi doream, pentru că ca fiecare când vine într-o țară străină, nu este imediat acceptat, da, să vin de la bancă și să lucrez la bancă. Și am început cu curățenia. Lucream foarte mult, la 4 mă trezeam, la ora 1 noaptea mă culcam. Extraordinar. Și la un moment dat, sănătatea mea a devenit așa mai subredă. Slabă. Da. Da. Și da, am avut, deci am avut tratament aici, cancer de sân, și totul a fost gratis, chiar m-am mirat și zic, cum să nu respect și cum să nu iubesc această țară care mi oferă atât ajutor, că eu sunt străină. Și era foarte greu pentru mine să, să aduc copiii aici. Natalia, îmi cer scuze în momentul acesta. Ai aflat că ai cancer înainte de a aduci copiii, da? Și te-ai tratat înainte de a aduci copiii. Deci eu aflasem că am cancer și doctorul meu mi-a recomandat, pentru că în același timp și mama mea avusese operație în Moldova și nu puteam grijă de ei și eram într-un stres că copiii mei stau singuri, singuri acasă și nimeni nu le face de mâncare, nimeni măcar să se uite la ei o, 2-3 ore pe zi și eram foarte stresată și stresul mai mult dăunează în așa caz. Sigur, da. Dar nu aveam cum să nu mă stresez și am întrebat medicul, zic, poate e mai bine să merg după operație, pentru că urma să fac operații, da? Și zice, nu, te duci și iai copiii și vii înapoi. Nu i-am spus mamei nimic. Nu știu de ce, dar eu în așa momente, dacă spun, simt cumva jalea care ei o au față de mine și eu mă fac mai slabă și nu pot să fiu tare ca să merg și să înfrunt ceea ce am de făcut și nu am spus. Și da, am luat copiii, deci eram într-un stres total fiindcă trebuia să găsesc chirie. Eu tocmai în acel moment se terminase și termenul chiriei unde eram. Și stăpâna pleca, eu trebuia să-mi găsesc altă chirie.
copilărie. Nimeni nu dorea cu copii, fiindcă eu deja aveam în plan să-mi aduc copii. Nimeni nu dorea cu copii, deci a fost o perioadă stresantă, căci se apropia termenul și eu nu găseam nicăieri și erau foarte scumpe. La moment eu aveam bani doar să-mi achit chiria doar pentru 2 luni de zile și mă gândeam unde am să-i aduc, cu ce am să-i hrănesc, ei trebuie de dat la școală. Și am fost și i-am luat, am găsit o chirie, nu le-am spus. Deci n-am mai spus la nimeni că mi-aduc copii, am mers la risc. Nici până în ziua de azi agenția nu știe că eu sunt cu copii. Zic, Doamne, dacă este voia ta, fă așa ca ei să nu afle. Și, da, deci mi-am adus copii și imediat a doua sau a treia zi am avut operația. Au urmat 2 operații, una după alta, pentru că a fost și o sângerare internă și trebuia de refăcut. După aia, deci, multe persoane mi-au recomandat, uite, ți este foarte greu, trebuie să mergi undeva să ceri ajutor de la ei. Dar eu sunt învățată ca moldovană. N-am și nu cer de la nimeni. Când am să am, atunci. Și zice, păi, dar nu trebuie să mai gândești așa. Păi, trebuie să te folosești de șansa care ți se oferă de ajutor. Tu chiar în cazul ăsta chiar ai nevoie de ajutor, ești singur. Dacă aveai un soț, da. Ok, și... Deci, după operație, ți se pune așa ca o sticluță unde se elimină lichidul de la intervenția chirurgicală și eu trebuia să stau acasă, nu trebuia să umblu pe drumuri. Umblam cu sticluța aia și cu copiii după mine și mergeam pe la, aici se numește council, e ca un fel de primărie pe zonă. Da. Și le-am spus situația mea. Și atât de mult retrăiam și atât de mult îmi făceam griji, pentru că eu le-am spus, mai am doar pentru 1 lună să achit chiria și gata, mă gândeam, ce am să fac? E chiar un dezastru dacă nu ai cu ce să plătești. Și încă și cu 2 copii. Și când am văzut prima dată ajutorul lor pentru chirie, asta a fost minune de la Dumnezeu. Asta foarte multe întâmplări încă am mai avut până atunci, unde eu am văzut mâna lui Dumnezeu. Și asta mi-a întărit și mai mult credința. Și nu pot să spun că nu există Dumnezeu. Și dacă chiar viața ta... Și i-am dat și la școală, da, și toate lucrurile s-au aranjat așa, toate la locurile lor. Deci, mă rugam în fiecare dimineață. Chiar a fost un moment stresant. Da, o experiență deosebită, Natalia, într-adevăr, cu 2 copii, singură, bolnavă, dar și uite, ai făcut față. Dar povestește-mi, te rog, despre traseul tău profesional, pentru că ai zis că ai început de la cei mai jos, da? Și acum te ridici. Da, vrei să-mi spui ce faci acum, la moment? Care este afacerea ta? Am deschis o companie care prestează servicii de contabilitate, Wise Accountex LTD. Așa. Și eu mereu, după cum am fost, mie mereu mi-au plăcut cifrele, matematica, la școală, profesoara mă punea la tablă, eu nici nu stăteam să fac așa cu mâna 3 înmulțit la 5 și să... Puneam doar cifrele imediat și profesora spune, stai un pic. Ce? Ah, da. E corect, da. Foarte mult mi-a plăcut. Și după care am făcut și Universitatea de Contabilitate, Informatică și Matematică la Bogdan Petrecei cu HD-ul din Cahul. Și am lucrat și la Banca de Economie 8 ani de zile și la Modicom Bank încă 4 ani. Și toate astea, deci când am venit aici, zic, păi să fac ceea ce îmi place și la care mă descurc cel mai bine. Așa. Și după cum ți-am spus, deci nu a fost o coincidență, fiindcă iarăși Dumnezeu a intervenit și mi-a adus un om în viața mea, care și el e credincios și zice, Natalia, uite, stăteam dimineața și mă gândeam, așa parcă cineva îmi spunea, auzeam o voce, parcă îmi spune, uite,
trebuie să faci cu Natalia ceva contabilitate, să deschideți o firmă, să deschideți o companie. O, ce frumos! Și da, știi că zic, Doamne, zic, dacă asta e voia ta, să meargă. Și da, deci am întâlnit persoane care m-au ajutat în cazul ăsta și am zis că de ce să nu încerc? Ce să nu fac pasul ăsta? Nimic nu mă încurcă, ăsta e visul meu. Mereu am avut visul de a avea propria mea afacere. Zic, ok, dacă nu merge, nu merge, dar am să încerc măcar, să văd cum e, să simt gustul ăsta, ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Ești o Fiindcă... curajoasă chiar. Mersi foarte mult. Foarte multă lume îmi spune că sunt curajoasă și foarte mult apreciez pentru sinceritate și cumva asta îmi spune că da, sunt pe drumul cel drept. Dar sunt momente, da, când ești așa un pic mai, parcă mai slab, așa, sunt momente, cum are și fiecare. Însă am fost educată, așa, învățată că, uite, dacă nu faci, nu ai. Sau, ok, și ce te-ai oprit? Ce te mai încurcă? Da, e ok, rezolvă problema și mergi mai departe, știi? În fel, am fost înconjurată de persoane care au fost ca un exemplu pentru mine și zic, ok, dacă ei au putut, atunci pot și eu. Și dacă mă opresc, nu se mai întâmplă nimic. Natalia, Deci, așa. da. Iată un lucru foarte Și... important pe care ar putea să-l învețe multe femei de la tine este atunci când apare ocazia, spune da. Chiar dacă poți pierde pe undeva, o anumită, nu știu ce poți pierde, dar oricum ai spus da. Da, și încă ceva foarte important. Ca să poți să mergi mai departe, trebuie să accepti situația în care ești. Să nu privești doar la partea negativă, Așa. să privești partea pozitivă. Și mie mi-a plăcut vorba unor americani, nu mi-aduc aminte exact cine, dar sensul mi-l aduc aminte. Deci, ok, și ești în situația asta. Care e rezolvarea? Să facem ceva. Și pe când eram mai mică, crescusem într-un anturaj că da, e greu, acolo e rău, și lasă, am să răbdă, o să treacă sau nu știu cum. Și cu timpul, pentru că mereu mi-am dorit ceva mai bun și mereu priveam la oamenii de succes să mă molipsesc de gândirea care o au ei Așa. ca să pot să merg și eu. Și când eu auzeam, dar nimic nu e imposibil. Zic, wow, omul ăsta crede că totul e posibil. Adică nu vede piedicile, dar vede rezultatul final. Și când te focusezi la rezultatul final, la ceea ce cu adevărat îți dorești, nu mai vezi piedicile, știi? Asta e. Natalia, Deci... ceea ce faci acum nu te împiedică cumva să oferi, să acorzi timp copiilor? Adică nu ți ia prea mult timp afacerea, munca? Da, deci acum la moment sunt la început Așa. și după cum contabilitatea de la noi din țară, din Moldova, diferă total de contabilitatea din Anglia, am încă foarte multe lucruri de învățat și depun foarte mult efort și mi-ia foarte mult timp și într-adevăr la moment petrec un pic mai puțin timp cu copiii. Însă în weekend mă strădui la maxim să folosesc acest timp pentru copii și încerc să le lămuresc situația că ok, acum e așa, trebuie un timp oarecare, un an, doi, trei, până îți dezvolți afacerea și ca să ai mai mult timp, voi avea deja angajații mei care vor face munca mea, eu voi avea un program un pic mai lejer. Și oricum, cum n-ar fi, da, desigur, petrec mai puțin timp acum cu copiii și asta îmi dă forță și, cum să spun, să le acord și mai multă atenție. Așa. Chiar timpul în care sunt cu ei, mereu să-i spun că iubesc. Chiar când sunt descurajați, să îi încurajez să nu privească unde au greșit, dar ok, se poate de corectat, da? Să le inspir, să le insuflu încredere în sine. Adică petrec timp mai puțin, dar calitativ.
Că uneori o femeie ar putea sta toată ziua cu copilul, dar să nu-i oferi un timp calitativ. Natalia, spune-mi, te rog, o mamă singură cu doi copii, de unde iei energie, de unde iei forță ca să merge înainte? Când devii părinte, apare responsabilitatea asta pentru copii și dorința de a-i vedea fericiți, de a-i vedea cu tot ce au ei nevoie, asta îmi dă curaj să mă scol în fiecare dimineață și știu că fac ceva pentru ei și desigur și pentru mine. Iar după cum am mai spus, toate persoanele care le-am întâlnit în viață, chiar și personal, chiar și care i-am auzit poate la televizor sau... deci sunt o inspirație pentru mine. Deci dacă ei au putut, pentru că nu prima dată când auzim cazuri despre persoane care au trăit foarte sărac, provin dintr-o familie foarte săracă și au ajuns oameni foarte înțelepți și trăiesc mai bine și... Dar eu nu tind spre bogăție, dar ca să... Ce trebuie unui om fericit? Ca să simtă el pace în suflet, să aibă persoanele dragi alături, să fie sănătoase, da? Să faci munca sau să ai un job care îți aduce plăcere și, nu știu, chiar dacă nu am eu milioanele, dar eu pacea mea în suflet și, oricum, eu într-un fel sunt mulțumită, foarte mulțumită de ce am la prezent și... Iar toate merg de la sine, pentru că când ești împăcat cu sine, când ai pacea asta în suflet și oamenii se atrag așa către tine și chiar aici în Londra am întâlnit foarte mulți oameni care mă inspiră, pentru că și ei sunt veniți din Moldova aici, inclusiv fac parte acum din comunitatea UncageX. Deci, tocmai când depistasem problema mea de cancer, am descoperit această comunitate, UncageX, și am văzut, deci Vadim Țurcanu, care este conducătorul acestei comunități, când am văzut în el atâta energie, deci atâta... Deci m-a inspirat foarte mult. Pentru că și el a fost o persoană venită din Moldova, a venit pe jos. E extraordinar. Din Moldova până în Anglia. Tot așa, a făcut cursuri de dezvoltare personală, deci a investit în dezvoltarea lui până a ajuns aș deschide afacerea lui proprie. Zice, nu aveam niciun oficiu, nimic, o masă și un calculator. Și de la asta s-au pornit. Deci nu știau ce licență trebuie să aibă, cum să lucreze, pas cu pas, până și-au făcut afacerea lor de milioane, chiar care învârte. Zic, wow, zic, vreau să mă lipsesc de așa oameni. Și toți oamenii care erau acolo, deci, care i-am întâlnit, deci am făcut schimb de experiențe, schimb de... Deci, sunt așa... Deci e o inspirație când vezi că sunt persoane ca și tine, au scopuri și care au trecut deja prin asta și te inspiri de la ei. Și pentru mine, deci chiar și până în ziua de azi, eu chiar sunt membru la programul PRO, tot face din parte din comunitate, unde ne dezvoltăm profesional. Așa. Și ne dezvoltăm afacerile noastre. Asta mă ajută să-mi cresc și să-mi dezvolt afacerea mea. Deci... am dat, îți spun, cum ești tu, așa oamenii atragi. Da, așa este, așa este. Și... Da, Natalia, da. Foarte frumos, ai găsit tu persoane de la care te-ai inspirat și acum ești tu o persoană care inspiri pe altele, chiar inclusiv și prin acest interviu. Dacă revenim un pic la trecut, spune-mi, te rog, care a fost cel mai dificil moment din viața ta? Pe care îl consideri tu cel mai dificil? Că au fost multe. Cel mai dificil moment e un moment foarte lung și dificil. Poate vei fi cumva
uimită, dar chiar căsnicia mea a fost un moment foarte dificil din viața mea și totodată acest moment dificil mi-a dat foarte multe lecții și care m-a ajutat să cresc, să mă dezvolt și să înțeleg viața la un alt nivel, să înțeleg cu adevărat ce-mi doresc și să fiu mai încrezută. Eu poate acum sunt așa, mă vedeți, dar eu eram foarte moale de caracter și ziceam, ok, nu e bine așa, ne străduim să facem în alt fel, dar răbdam și până la un moment, dar a fost un moment foarte dificil pentru mine, pentru că chiar dacă eu aveam soț, ca și cum eram fără soț și făceam mai mult eu singură de una singură pe toate fronturile și a fost și un moment dificil, dar și un moment de... Da, foarte frumos privești tu lucrurile. Chiar dacă a fost dificil, dar am învățat ceva din această perioadă. Dacă ai alege să nu repezi ceva în viața ta, ce ar fi? Sau să faci ceva mai repede, poate? Să fac ceva mai repede? Cred că nimic. N-ai schimbat nimic. Nu aș schimba, da, pentru că eu sunt foarte mulțumită cum sunt acum și poate noi nu realizăm, dar chiar Dumnezeu merge alături de noi la fiecare pas. Și nu cred că ar fi fost poate mai bine, pentru că nu era să învăț lecția care o știu astăzi. Așa? Foarte frumos răspuns. Da. Natalia, care sunt planurile tale de viitor, apropiate și îndepărtate? Eu doresc foarte mult să-mi cresc afacerea mea care am deschis-o acum. Da, și vreau să mi-ajut și copiii mei să pot să fiu un exemplu pentru ei și să învăț să aibă încredere în ei și să fie de sine stătători, să poată să fie responsabili pentru tot ce au de făcut și foarte mult mă strădui, în primul rând, ei să vadă toate lucrurile astea la mine. Și asta, cine știe, sper și eu să-mi găsesc un partener cu care să împart resurse. Te ajute Dumnezeu! Da, și mersi foarte mult. Și altceva nu am nevoie, deci asta e tot ce-mi doresc. Asta e tot ce-mi doresc. Natalia, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Vreau să zic și pe mine personal m-a inspirat și sper că pe ascultătorii și pe cei care ne urmăresc la fel. Îți doresc binecuvântări ție și familiei tale. Mersi foarte mult, Valentina, și eu sper să pot să fiu o inspirație pentru altcineva. Și ce vreau să spun este că, într-adevăr, nimic nu este imposibil în această viață, doar trebuie să-ți dorești și e foarte important să faci primul pas, cât de micuț n-ar fi, dar e foarte important pentru că când faci primul pas, făcând chiar cât de mic n-ar fi, îți dă încredere, nu știu cum, primești încredere în tine, așa, zici, wow, păi, ăsta e început, am făcut un pas micuț și l-am făcut. Și zici, păi da, dă să încerc să-l mai fac și pe a doilea. Nu e important să faci pași mari și rapizi ca să ajungi de aici sus. Deci treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă și atunci se poate de realizat. Nu trebuie să ne gândim că, wow, dar eu nu pot. Încearcă. Așa, mulțumesc foarte mult, Natalia, pentru că ai avut curajul să discuți cu noi despre lucrurile astea foarte personale pe alocuri. Îți dorim... Da, spune. Mersi foarte mult. Sincer, sper să fiu de ajutor. Poate cineva, când m-a ascultat pe mine, îi vine în cap vreo idee sau vreo sugestie sau ca o încurajare. Cu siguranță. Mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă în continuare, îți dorim. Cu mare drag. Mulțumesc, la fel.
Dragi ascultători, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Sper că această experiență a fost o inspirație și pentru dumneavoastră. Să nu vă fie frică să faceți primul pas, după cum a menționat și Natalia Lungașu.